Pe un picior de plai, pe o gură de rai, mării se întâlniră și în drum se opriră trei turme de miei, cu mulți ciobanii. Ia ziceți, domnul Cașei, care-i problema? La apus de soare, vor să mi-te omoare. Măcar să fi fost deștepți. Minimum 6% vorbe de luni până vineri. 11 metri cu Andy Stănescu și Radu Banciu la Sport Total FM. Gata, oameni buni, putem răsufla ușurați. Am scăpat de națională, cel puțin până în toamna anului viitor. Sigur, Nea Piții mai are programate câteva meciuri amicale până atunci, din câte am înțeles, dar alea precis nu vor interesa pe nimeni. Nu se vor mai bate televiziunile de știri să transmită partidele, nici oamenii nu se vor mai lăsa păcăliți să cumpere 50.000 de bilete pe arena lui Oprescu. Ne-am liniștit din punctul ăsta de vedere, cât de curând ne vom liniști și cu meme reghe. Se termină și faza grupelor din Champions League și rămân cei doi faliți acasă. Așa că vom avea o primă jumătate a anului viitor, zic eu, chiar fericită, pentru că se apropie turneul final și ăsta chiar va fi un turneu final, dar numai dacă ne uităm pe listă să vedem ce echipe s-au calificat. Da, practic niciuna dintre marile națiuni mondiale nu lipsește de la ediția din Brazilia. Începe pe 12 iunie și va dura până pe 13 iulie, asta este calendarul Cupei Mondiale. Tragerea la sorți într-o micuță localitate braziliană pe 6 decembrie, este foarte puțin. În Europa toate cele 5 mari campionate vor fi reprezentate, Italia, Germania, Anglia, Franța, Spania. Pe lângă asta avem Portugalia, Olanda, Belgia, Rusia. Da? Pe lângă asta mai avem Elveția, Croația. Elveția va fi chiar cap de serie. Mai fără nume, să zic așa, Bosnia, Herțegovina și Grecia, aparent cele mai subțiri naționale din Europa, dar și ele, totuși Bosnia, foarte lăudată și de noi în ultima perioadă, merită prezența la un turneu final. Grecia a jucat excepțional cele două meciuri de baraj contra României, o echipă calmă, liniștită, care și-a văzut clar scopul, are un atacant prin Mitroglou de clasă, clasă europeană, fără discuție. Deci România eliminată fără niciun fel de discuție la acest baraj. Dacă cu Slovenia în 2001 au fost regrete, de data asta e clar. Deci Europa prezintă tot ce avea mai bun, chiar dacă Ibrahimovic rămâne acasă, Alaba rămâne acasă, Lewandowski rămâne acasă, Mkhitaryan rămâne acasă, Hamsik rămâne acasă, cei doi galezi, Ramsey și Bale, rămân acasă. Individual sunt fotbaliști de mare clasă în Europa care nu vor juca, numai că la națiuni sunt prezente cam toate. Țările nordice nu vor avea niciun reprezentant, Suedia, Norvegia, Danemarca, Islanda și Finlanda sunt acasă, nu avem pe nimeni în această sferă. Dintre fostele republici sovietice niciuna nu s-a calificat, singura este Rusia care va merge. Deci 13 națiuni europene, crema continentului. În America de Sud le avem pe toate bune, cele 5 națiuni mari plus Ecuadorul. În Africa avem 4 reprezentante din Africa Neagră, crema Africii, Côte d'Ivoire, Ghana, Camerun, Nigeria, un vis, practic toate 4, plus Algeria, care are cei mai teribili suporteri din lume. În CONCACAF avem Statele Unite, Costa Rica, eterna Costa Rica, probabil cea mai slabă echipă de la Cupa Mondială, dar oricum are un nume pe care îl cunoaște. Mexicul la 15-a participare s-a calificat în această dimineață, în Noua Zeelandă, scor general 9-3, folosind doar jucători din campionatul intern. Și Mexicul va fi un cântare la Cupa Mondială. În Asia avem două echipe grele, Coreea de Sud și Japonia. Japonia a bătut ieri în amical Belgia cu 3-2. Australia, care dă și ea culoare, chiar dacă nu are nicio pretenție. Deci va fi un campionat mondial de unde nu lipsește nimeni. Încă o dată, este senzațional acest mondial.
echipele europene, astea cu nume, Olanda, Anglia, Italia, Franța, nu vor fi cap de serie, vor fi toate înghesuite în aceeași pălărie și vor întâlni o echipă din Africa și una din Asia sau din America Latină care nu va fi cap de serie. Vor avea dificultăți, o să ne frecăm mâinile de plăcere vara viitoare, câte surprize vor avea. Mă gândesc că cu puțină șansă Mondialul va putea să ofere două semifinale sud-americane la un moment dat, pentru că diferența este mare între America de Sud și Europa, zic eu. O să vedem pe nemți în sfârșit cocoșați într-un campionat mondial, probabil. O să vedem pe italieni, pe francezi, pe englezi, ciuca bătăilor. Aceste trei națiuni nu sunt menite să iasă din grupe. Spania și Germania probabil vor ieși din grupe, poate și Olanda, dar vor fi bătute în fazele eliminatorii. O să avem ca în Liga Campionilor optimi, sferturi și semifinale unde vor fi croite. Văd puternice echipele din America de Sud, văd puternice echipele din CONCACAF, SUA și Mexic, văd puternice Coreea de Sud și Japonia, văd slabe echipele din Africa, niciuna nu este o valoare în momentul de față, spuneam poate puțin Ghana, dar nu cred că se ridică la un alt nivel, ar putea să iasă Ghana din grupă, celelalte nu cred. În rest, sigur, Australia nu se pune problema, Iranul nu se pune problema să iasă din grupă. Ce mai avem? În zona europeană vor fi câteva surprize. Acum nu le putem anticipa că mai e destul de mult până la campionatul mondial. Acum se prezintă lucrurile în momentul de față. O surprizuță de asta de tip Belgia, de tip Elveția rămâne posibilă, dar în funcție de tragere. O să mai comentăm situația asta după tragerea la sorți, care vine repede, în 3 săptămâni avem deja tragerea la sorți, chiar mai puțin, pentru Cupa Mondială. Așadar, am scăpat. Nu înțeleg dezamăgirea suporterilor și a unora dintre colegi, aceia despre care merită să vorbim puțin la număr, care nu sunt prieteni cu Mircea Sandu sau Dragomir sau vreun patron sau președinte de club. Păi de ce să fim dezamăgiți? Măi, oameni buni, atunci când este prins un hoț asupra faptului sau când un incompetent pierde partida, ăsta e un câștig pentru societate. De câte ori se întâmplă asta, noi cu toții avem de câștigat. În momentul în care indivizii ăștia care conduc fotbalul românesc, băgând toți banii în buzunar, că de-aia n-avem centre, n-avem centru național de copii și juniori și nici centre regionale. În momentul în care ăștia pierd, noi ar trebui să ne bucurăm. De atâtea ori v-am spus, astea nu sunt echipele noastre de club, asta nu este naționala noastră, uitați-vă numai cum a făcut selecția. Victor Pițurcă, Cociș, Raț, Lobonț, Mățel, l-ați văzut pe Mățel, nu știe să iasă la offside. Nici dacă avea 14 ani nu era o scuză. Îmi pare rău. Imediat și-a dat seama și-a pus mâinile în cap, domnul Mățel. Ăsta a fost singurul gest pe care l-a schițat. De câte ori pierd ăștia, pentru noi ar trebui să fie o bucurie. Nu vă supărați. Păi ați fi vrut să-l vedeți pe Mircea Sandu spunând și pe Dumitru Dragomir. Ați fi vrut să-i auziți spunând fotbalul românesc are valoare. Iată, ne-am calificat. Pe Victor Pițurcă umflându-se în pene. Asta ar fi fost o victorie pentru noi. Eu nu cred. Orice înfrângere a ăstora este o victorie a fotbalului românesc. Ce a mai rămas din el? În curând nu o să mai rămână probabil nimic cu Gică Popescu, președinte la FRF. Mă rog, ce a mai rămas are din fotbalul românesc? Ce a mai rămas fără legătură cu Mircea Sandu, Giovanni Becali, Dumitru Dragomir, Adalbert Cașa, Victor Pițurcă, ei sunt corifei în momentul de față? E o victorie pentru restul ăla de fotbal. Adică pentru noi, microbiștii. Ce atâta dezamăgire? Că nu înțeleg. Dacă am fi avut, într-adevăr, o națională de luptători, printre care am fi găsit și câțiva băieți talentați, care și-ar fi dat duhul luptând până în ultima clipă, încercând să obțină ceva, atunci da, am fi putut să fim dezamăgiți. Dar nu i-ați văzut în dubla asta cu Grecia? N-au jucat nimic. România a avut o singură ocazie de gol la șutul lui Hoban. Atât, asta a fost singura ocazie. Restul au fost două, trei momente absolut întâmplătoare. Golul lui Stancu a fost
întâmplător sau cine Dumnezeu a marcat, că nu mai știu. În tur a marcat Stancu. Da, golul lui Stancu din tur a fost întâmplător. Aseară a marcat tot Grecia. De fapt, grecii au înscris de 5 ori și odată printr-un prost gol în propria poartă. Și atunci de ce să fim dezamăgiți și triști? Pur și simplu nu meritau. S-a văzut că nu meritau să meargă mai departe. Nu meritau nici măcar să ajungă la baraj. Sunt convins că Turcia s-ar fi comportat altfel. Ar fi pierdut și ei probabil cu grecii, dar ar fi luptat. Ai noștri nu sunt în stare. I-am văzut și după meci. Marica zâmbea. Zâmbeau. Singurul care era într-adevăr trist sau părea să fie trist era Maxim. Săracul Maxim ăsta care probabil s-a gândit că va ajunge la Rio, va ajunge la un turneu final mai devreme decât și-ar fi putut imagina. În rest toți erau veseli, erau foarte relaxați. Pentru ei nu s-a întâmplat nimic, ei vin la Națională să bea, să se întâlnească, să sară gardul de la Săftica sau pe unde s-or mai întâlni acum, să se ducă prin cârciumi și atunci voi de ce vă simțiți dezamăgiți? De ce sunteți triști? Nu, pentru noi este o victorie. Am spus că nu avem echipă națională, că suntem printre cele mai slabe din lume în momentul de față și am avut dreptate. Și ați văzut pe greci ce ușor au câștigat până la urmă partida cu România. Chiar au arătat a echipă de fotbal. Grecii au sesizat de la bun început, probabil urmărind meciurile din grupă, ceea ce ai noștri, din câte am înțeles, nu au făcut. Nu prea l-a interesat pe neapiții cum joacă și ce joacă grecii. De altfel, Mutu s-a scăpat aseară, nervos, spunând că ședințele de pregătire tehnico-tactică la neapiții înseamnă cam așa, de pildă meci cu Ungaria. Ungaria are 2 milioane de locuitori, nu? Are o suprafață de... Deci el își ia niște date despre Wikipedia absolut irelevante. Îi le scoate ăla, mustață ăla. Sau, da. Și astea ședințele. Adică nimic despre meci, nimic despre nat. Bine că i-am bătut măcar pe unguri, că asta mai lipsea. Am măcar atâta satisfacție. Dau și ei acasă. Da, i-ar fi fost culmea. Să rămânem noi acasă. Da, așa cum spuneam, nu a fost loc pentru ciurucuri de data asta la campionatul mondial și asta trebuie să ne bucure. Matel, cum îi spunea Mihai Gâdea lui Mățel, pentru că nu-l citise niciodată, nu-l văzuse niciodată, nu n-a urmărit niciodată un meci al echipei naționale. Matel nu putea să se ducă la Cupa Mondială. Ce să spunem atunci de infernalul baraj dintre Suedia și Portugalia? 4 goluri Cristiano Ronaldo și 2 Ibrahimović. Asta a fost în dublă manșă. De altfel, Portugalia-Suedia s-a terminat cu 4-2 pentru Cristiano Ronaldo, care suntem îndreptățiți să spunem acum și din culisele sportului, va fi noul balon de aur. S-a prelungit votul, au fost sensibili și cei de la UEFA și au prelungit, au făcut o excepție ieri. Se închideau voturile pentru balonul de aur pe 15 noiembrie, data meciurilor tur de baraj, după isprava de ieri a lui Cristiano Ronaldo și nu în meciurile lui Franck Ribéry cu Ucraina. A fost modificată un pic durata votului. În momentul de față se poate vota. Cristiano Ronaldo, care a demonstrat încă o dată cu ce lemne se încălzește, va fi așadar noul balon de aur al Europei. Ibrahimović a făcut ce a putut, săracu, a dat 2 goluri în 2 minute exact, bunului stil, și a declarat că tocmai când se pregătea să-l dea pe al treilea a marcat Ronaldo. După care concluzia lui Ibrahimović este din stirpea lui Cantona: un mondial fără Ibrahimović nu merită văzut. Asta a spus atacantul suedez. Într-adevăr, singurul mare eșec al acestei campanii de calificare, pentru că locul lui era sigur la campionatul mondial, așa sunt șanse mici să-l mai vedem vreodată acolo. Ibrahimović ratează acest duel cu gigantul Ronaldo. Cât despre meciul Franței cu Ucraina, a fost cu Heirupu. Mobilizarea asta uriașă în jurul partidei, am tot vorbit, a luase deja o influență politică meciul, ne venise istoria unei întregi națiuni, până am condus la această calificare cu șublerul, aș putea să spun, 3 goluri căcăcioase, venite doar din voință, doar din abnegație,
Francezii și-au făcut meseria exact ca zidarii aia sau ca zugravii aia care trebuie repede câteva minute să repare ce a făcut prostul de dinaintea lor. Știi, și-au terminat munca mai repede cu nu știu cât decât era planificat. Asta a fost. N-au jucat din talent, n-au marcat niciun gol frumos, n-au avut atingeri cu glezna, n-au jucat nimic. Dar i-au prins în malaxor pe tinerii ucrainieni, sigur, fără experiență, așa cum spuneam și înaintea meciului tur. Ucraina săraca n-avea pe nimeni, plus că pierduse cei doi fundași centrali după meciul tur, a trebuit să-i înlocuiască. Și Franța a făcut aceleași schimbări. Abidal și Koscielny au fost înlocuiți cu Varan și Sacco. Sacco a marcat două goluri, primele lui goluri la națională, care vor rămâne și singurele probabil, exact cum a făcut Lilian Thuram în 98 împotriva Croației în semifinală. A marcat două goluri, unicele lui reușite la echipa națională. Așa a marcat ieri Mamadou Sakho. S-a crezut într-o primă fază că Gusev ar fi marcat în proprie poartă. Nu, tot Sakho a dat. Ambele goluri sunt marcate de el. Două Puchion goluri, la fel ca și offside-ul din care a scris Karim Benzema. Numai că marcase Benzema cu 4 minute înainte un gol valabil, așa că este istoria cu arbitrajul nu mai ține. Ucrainienii au fost compresați, practic, în atmosfera de pe Stade de France. N-aveau niciun lider și s-a văzut chestiunea asta, n-au putut să facă față. Cum n-a făcut Steaua față lui Paris Saint-Germain după ce câștigase cu 3-0 la Masa Verde și a luat 5 acolo. A marcat Rai câte goluri a vrut. Țineți minte că nu ajungea mingea de la corner în care eu, că deja era în plasă. Și n-a fost vorba niciun fel de aranjament, evident. A fost vorba pur și simplu de această compresiune teribilă a unora, da, voință. Dar fotbalul încoată s-a demonstrat, se poate câștiga și la, la moral, la mentalitate, la voință. Da, de fapt, mai mult la voință decât la mentalitate. Mentalitatea rămâne tot proastă. La voință. Poți să faci un meci în care să rupi norii dacă ai în fața ta, sigur, un adversar modest, că nu-i rup norii cu Cristiano Ronaldo, l-ați dădea 3. Și Șevcenco, dacă ar fi fost în vremurile lui bune, califica seara națională a Ucrainei. Ar fi dat o boabă. Dacă dădea o boabă, Franța trebuia să-ți dea 4, ceea ce n-ar fi reușit. Le cădea moralul. Francii au jucat prost și aseară, dovadă că aproape că mi-a ieșit pronosticul, a fost aproape, că am spus că vor remonta 2-0 și după aia vor fi eliminați. E bine, după 2-0 au început să joace foarte prost. Ne mai știm ce să facă, pentru că a fi o națiune slabă, o echipă mică și având 2-0 după jumătate de oră, tu nu mai știi, pentru că tu nu joci din pasiune, tu nu joci din talent, tu nu joci din plăcere și atunci tu nu mai știi ce să faci. Da, e ca ăla care l-ai chemat să-ți facă zidăria și îi zici, domnule, până pe săptămâna viitoare poți să-mi o termin și el face într-o zi. Nu mai știe ce să facă după aia, da? Rămâne cu didineaua aia în mână și cu găleata cu vopsea să-mi prelinge aia pe mochetă. Așa au făcut și ei. N-au mai știut ce să joace la 2-0, că era mult prea devreme, minutul 32 să ai 2-0. S-au pierdut cu vremea, noroc că adversarul a fost slab. Sigur că arbitrii săraci au fost și prinși în acest compres, nu aveai ce să faci. De aia s-a făcut Stade de France. E bine să-ți faci un stadion atât de mare, să ai o presiune atât de gigantică pe adversar, încă îl contopești. Ăla ce putea să iasă? Nu știa că și Scomina, ăla arbitru de Champions League, nu putea să iasă nici el foarte bine dacă lucrurile se terminau prost din toată această chestiune. Dar să nu insistăm pe latura asta a sorții, a arbitrajului, a avantajelor, că asta trebuia să fie luate în calcul de Fomenco și probabil că au și fost luate încă de dinainte. Omul a recunoscut la sfârșitul meciului că il n'y avait pas photo. Adică francezii au fost net peste ei și că dacă era 5-0 pentru Ucraina în tur, eliminau. Asta a fost. Numai că amână desfășurarea evenimentelor în Franța. Franța se va face de râs la Cupa Mondială, cum s-a făcut de râs și în 2010, cum s-a făcut de râs și în 2002. N-are pe nimeni, practic n-are. Valbuena a fost aseară Dumnezeu Dumnezeilor, da? Un jucător, coată, spun, refuzat la începutul carierei sale, pe unde a apucat să joace, 1,60 m, da? Un pișpiriu acolo. Într-adevăr, Dumnezeu Naționalei Franței, prin voință, tată. Spus și simplu, intrase în cap că nimeni nu poate să-l răstoarne. Ura aia, am și arătat aseară echipul de luni. Pe prima pagină, patru moace, Valbuena, Ribery, Pogba și Giroud,
toți cu niște mutre crunte, titlul era La rage du désespoir. Adică forța disperării, mânia asta a disperării pentru francezi, niște fețe dintre aia schimonosite de ură, ca la rugby. Da, când intri pe teren și ea te rup în două. E, așa s-a jucat. Acum, sigur că lumea se întreba prin Franța azi noapte, dom'le, dar de ce n-au jucat așa și în Ucraina? De ce au fost miei acolo? De ce în preliminare au fost lamentabili în toate jocurile? Sigur că se poate dacă pui osul. Încă o dată a ieșit aseară, în evidență, chestiunea pe care am tot spus-o noi de atâtea ori aici. Fotbalistul ar trebui să fie plătit la bucată, după ce joacă. Atunci multe s-ar schimba în fotbal. Așa, ei sunt niște diletanți care se duc la stadion cum vine funcționarul la muncă. Da? Semnează condica și nu mai are nimic de făcut. El știe că oricum își ia bănuțul. Aseară a fost o demonstrație de voință. Într-adevăr, atunci când pui osul, încă o dată v-am spus și am avut dreptate și în chestiunea asta. Fotbalul nu se joacă nici la tactică și nici la tehnică de cele mai multe ori. Se joacă pur și simplu care are chef mai mult, care este mai motivat, care este... Imediat după meci, francezii s-au dus la Noël Le Graët, președintele federației, și i-au cerut o primă după isprava de aseară, și ala a zis nimic. Am discutat înainte, nu mă dați pe mine înapoi. Le-a dat peste bot, până la urmă n-au reușit să obțină nicio primă, vor negocia acum. Până în martie au tot timpul, când au următorul meci amical cu Olanda, au tot timpul să-și negocieze primele pentru mondial. Acolo există prime. Ești din grupă, e o primă. Te califici după aia în optim, e o primă. Merge sferturi, mai e una. Acolo, da, funcție de rezultat, poți ajungi să câștigi 400-500 de mii de euro de om fără probleme, dacă e campionatul mondial la nivelul lor. Dar aici nu le-a mai dat nimic. Ce isprava au făcut? Că au trecut de Belarus, de Finlanda și de Armenia, zice, cine dracu, mai trecut ei în grupă, de Finlanda, de Belarus, de Finlanda și de mai știu ce echipă, tot de tipul ăsta, și au eliminat pe Ucraina la baraj, nu au trecut de nimeni, de Georgia, așa, Georgia, de Belarus și de Finlanda au trecut în grupă și acum de Ucraina, și nu au eliminat pe nimeni. Mi-a zis că te poți mândri cu asta. Ar fi fost însă o catastrofă și o revoluție dacă nu reușeau, așa să mai amână un pic până la Cupa Mondială, când dacă eșecul va fi răsunător, după aia vin 2 ani de meciuri amicale pentru ei. Aia sunt calificați din oficiu în 2016, că vor fi gazde. Așa că pot să pregătească acel campionat european în tihnă, cum îl pregătește de altfel și Neapiții. Nu? Neapiții s-a apucat acum de reconstrucția echipei naționale cu aceleași elemente. O să vorbim despre asta. În orice caz, mi-au plăcut grecii. Au sesizat unul dintre multele minusuri ale naționalei României, și anume faptul că avem fundași foarte lenți, și dacă ați fost atenți la cele două meciuri, au făcut tot posibilul să arunce de câte ori au putut mingea în spatele fundașilor, bănuind că la un moment dat cineva va greși și nu va ieși la offside. Și asta s-a și întâmplat, nu o singură dată, în dublă manșă. Deci au sesizat o chestiune, au mai fost și altele, dar au știut să profite de ea. Și uite, așa ne-au bătut, până la urmă, exersând o singură schemă. Cum au câștigat și europenele din 2004, de altfel. Asta nu înseamnă că sunt proști, nu, dimpotrivă. Înseamnă că oamenii de acolo sunt profesioniști, își fac bine treaba. Dos Santos ăsta, sau cum îl cheamă, le-a spus, bă, nu trebuie să ne agităm prea tare. Vedeți că ăștia nu știu să iasă la offside, centrați de câte ori puteți în spatele fundașilor, Mitroglu să fie acolo. Și Mitroglu a fost de fiecare dată. Mitroglu a lipsit la Euro 2004. Ar fi fost într-adevăr remarcabil să-l fi avut și pe el. Mare atacant, l-am văzut aseară, mare jucător, extrem de sigur pe el. Toate golurile, toate cele 3 goluri sunt superbe pe care le-a dat, în modul în care el trimite mingea. Și sunt lovituri, atingeri de atacant. Al nostru, dacă era în poziția lui de aseară, prelua prea lung prima dată, da. Și dacă n-ar fi preluat prea lung, dădea ca urbu direct în portar. Nu, Mitroglu a preluat frumos, știa că are timp, știa că ce fel de fundași sunt lângă el, a apucat să facă și o fentă din gleznă și după aia a dat liniștit cu latul, n-a rupt norii, trăgând ca un dobitoc de la 7 sau 8 metri, sau trăgându-i în plexul ăla. Nu,
frumos de tot, deci trei goluri de mare atacant marcate de el. Grecii erau solizi în apărare, pentru că nu știe fotbal. Da? Chestiunea am văzut deja discutată și în presă astăzi, în comentariile pe care am apucat să le citesc. Ai noștri aruncau mingile față, pentru cine? Niciodată nu s-a câștigat un duel aerian aseară în careul Greciei. Grecii extrem de calmi acolo, bine plasat, Iureșul din tribună nu i-a afectat cu nimic și v-am spus și aseară, tată, v-am spus aseară, asta a fost cheia meciului. Cum să îl faci triumfător în luptă pe Traian, pe Antena 1? Deci n-au cenzurat imnul. S-a cântat imnul și s-a auzea numele lui Traian, știi că până acum l-au cenzurat de fiecare dată. Deci de când e USL-ul la putere, imnul național nu s-a cântat niciodată. De-a întregul. Când se ajungea la un nume de Traian, era cenzurat. Pe Antena 1 să spui de Traian, e înfiorător asta, mă. Da, nu ai voie să spui, în schimb, nimic despre Mircea Sandu. Iar au fost băgați în dubă niște suporteri aseară, no, pentru sigur. Că aveau un banner. Și pe el îl cheamă Traian, da? Da. Aici să știe că la imnul național se poate face o excepție. Foarte interesant. Să ne explice și nouă domnul Enache ăla, sau cum îl cheamă pe băiatul ăla, de la jandarmerie, unde scrie în lege că nu ai voie să scrii pe un banner Mircea Sandu demisia și nu-l poți introduce în incinta unui stadion. Să ne spună și nouă, dacă poate, bineînțeles că nu poate, că nu cunoaște legea în primul rând. Revenim după pauză. Prin urmare, ne bucurăm de ce să nu o recunoaștem pentru această necalificare, pentru că știm că la turneul final de anul viitor nu ne-am fi calificat noi, ci Mircea Traian, Adalbert, Giovanni și Mitică. Ăștia conduc fotbal românesc. Văd acum în Pro Sport, nu, pe Online Sport, pardon, mă scuzați, o ipoteză. Pițurcă ar putea pleca dacă ar obține oarece compensații financiare, dar nu chiar la nivelul ăla de 1.400.000 de euro. În locul lui venind Dan Petrescu, asta în ideea că va fi Gică Popescu președintele federației. Dom'le, ok, o schimbare ar fi binevenită, dar nu așa. Dacă Gică Popescu ar ajunge președinte la FRF, Dan Petrescu selecționez, dar Giovanni și Victor Becali s-ar retrage din impresariat, da, asta ar putea fi o veste bună. Atâta vreme cât sunt oamenii ăștia la putere în fotbal românesc, noi nu o să avem o națională făcută pe bune. Nu ai contract cu ei, nu ai ce căuta acolo. Logic, ei își urmăresc interesele de afaceri. Stați puțin, nu spunem că ar face ceva ilegal. Interesul lor este să-și promoveze fotbaliștii din ogradă, nu să-i promoveze pe alții. După cum bine ați văzut, în momentul de față există impresari care trimit jucători români în străinătate și nu au legături cu ei. De-aia îi ajung foarte greu la echipa națională. Aici e problema, de fapt. Că nu se schimbă nimic, practic, în fotbalul românesc dacă tot ăștia doi fac selecția. După mine, plecarea lui Pițurcă ar fi logică, pentru că este un antrenor uzat, care nu mai are ce să le spună fotbaliștilor, nu face selecția cum trebuie. Ar fi binevenită prezența lui Dan Petrescu și a lui Gică Popescu la federație, pentru că se respectă aceeași problemă de la ligă, decât Mitică Dragomir, mai bine oricine altcineva. Și decât Mircea Sandu, mai bine oricine altcineva. Și fie și pentru faptul că de aici înainte putem să contabilizăm eșecurile lui Gino Iorgulescu, respectiv eșecurile lui Gică Popescu, dacă va veni vreodată, ceea ce iarăși este o bucurie. Lasă să-și rupă gâtul și ei, să vadă că nu sunt buricul pământului. Dan Petrescu, sigur că este de salutat dacă va veni, întrucât el va începe cu o altă metodă. Măcar Dan Petrescu e pasionat. Adică el ar veni, ar începe să înjure din prima secundă, cu jmutrul ăla lui imposibil, cu frecangeala aia, cu atitudinea aia înfiorătoare a lui pe bancă, cu trainingul ăla nenorocit. Sigur, Spițul că era în training, da, de alt nivel, așa. Măcar ar începe o nouă poveste. Adică Victor Pițurcă este terminat, tras, tuns, frezat, închis în cutie ca un șarpe de ăla pe care îl scoți la circ din cutie și după aia îl bagi înapoi. E gata, e închis, bateți-l în cuie și puneți-l în pod. Nu mai e nevoie de Victor Pițurcă. Eventual îl putem folosi pe post de Dracula. Când mai vin străinii pe la noi, deschidem cutia să-i sperie Pițurcă. În rest, acolo să stea. Sigur că ar fi binevenit. Vreau să văd și eu ce ar putea să facă Dan Petrescu la echipa națională.
Bineînțeles că este peste Pițul, că oricum, Radan Petrescu are experiența unui campionat viu. Măsluit, dar viu, cum este cel al Rusiei. Victor Pițurcă stătea într-un campionat măsluit, dar mort, cum este cel al României. E o diferență de senzori, măcar. Să vină, trebuie reconstruit fotbalul, măcar să vedem alte mutre la echipa națională. Echipa se poate construi pe spatele lui Maxim, da? Pe spatele lui Torje, pe spatele lui Mari, ca, deocamdată că n-ai pe cine să pui în locul lui, cu Tătărușanu și Pantilimon în poartă, da, fără Mățel, fără Raț, fără Goian, fără Găman, fără Gardoș, da, să scoatem niște nume. Dar cu Bogdan Stancu? Fără Bogdan Stancu, fără Cristi Tănase, da, sunt niște jucători care n-au ce să caute la echipa națională, nu, dacă îi înlocuim pe toți ăștia cu oricine. Nu contează, că toți sunt mai buni decât ei. Să plecăm de jos cu puștani de ăștia luați de prin campionat, unora poate să le dăm o șansă care nu le-a fost acordată niciodată, spune de tipul Sânt Mărtean. Deci dacă Sânt Mărtean mai poate să fie inclus în calcul în momentul de față, și el e un diletant până la urmă, dar măcar n-a avut niciodată șansa pe deplin la națională, și să construim în jurul ăstora ceva. Și Cristi Tănase a fost o speranță după faimosul meci din Austria, singurului meci reușit la națională, cum a fost Pleșan, meciul din Giulești cu Germania. Da, n-a confirmat. E cazul să renunțe la echipa națională. Bănel Nicoliță, de asemenea, Mutu, să nu mai fie niciodată convocat. Și așa mai departe. Trebuie reînceput cumva. Să vină Petrescu, el are alți jucători, are experiența aia de la Urziceni, unde a făcut din Rahat Bici. Da? S-a dus în străinătate, la Dinamo Moscova n-are cele mai bune rezultate din lume, e chiar cea mai slabă echipă din Moscova, sunt 5 echipe din Moscova, el e cel mai slab în clasament, toate sunt peste el. Dar nu contează, măcar să luptă acolo, are niște jucători de nivel european, cu Cocorin, cu toți aia, o bună echipă, cu Noboa ăla, cu o echipă mare la Dinamo Moscova. Dacă ar putea, sigur că munca acolo e mai interesantă decât la Naționala României, unde aria de selecție, aici sunt parțial de acord cu Pițurcă, aria de selecție este limitată la noi, adevărat, nu sunt, noi un rezervor de fotbaliști nemaipomenit, dar măcar Dumnezeule, pe aia pe care ai făi să joace, mă. Bă, deci aseară ți se făcea pielea de găină când auzeai, Maxim este cel mai bun pasator din Bundesliga, el nu joacă la Naționala României. Absolut uluitor. Absolut uluitor, bă băiate. Îți dai seama ce dobitoc e la putere. Deci, o faci în ciuda cui? Că nu înțelegem, nu? Păi dacă ai cel mai bun pasator din campionatul Germaniei, mă tată. Deci nu din campionatul nostru, nu de la Steaua. Din Bundesliga, tu nu-i dai o șansă omului ăla. S-a văzut și aseară, Maxim a fost cel mai bun de la națională. Singurul care avea o tușă cât de cât corectă și tehnică. N-a făcut, n-a schimbat soarta meciului. Bineînțeles, a intrat și el în aglomerarea aia de jucători care o morișca aia falsă pe care o făceau ai noștri, jucând după regulile lui Victor Pițurcă. Nimic, bă, nimic. Dă-i mingea în față. Tu n-ai văzut că aia erau mult mai înalți decât noi în careu. Stăteau drept acolo, nu se curbau, n-au nicio problemă. Nu trecea niciodată mingea peste ei decât dacă se ducea pe partea aia alta careului. Atunci, sigur, evitau aia ca să o poate respinge din lateral. Și nu a existat nicio problemă pentru Naționala Greciei în a contracara așa zisa tactica lui Victor Pițurcă. Dar măcar dacă n-ai tactică, cum e Deschamps, nu știe tactică, dar măcar mobilizează-i, mă. Da? Fă din ei niște jucători. Pe România trebuie să mănânce terenul ieri. N-a făcut nimic din toate astea. A jucat de ca și cum era un meci amical. Măcar aici să fi fost și atunci aș fi zis, mă, Victor Pițurcă mai are această tărie. Poate că a avut-o odată. A fost perioada în care Victor Pițurcă era bun la echipa națională, nu contest chestiunea asta. Și am și zis-o aici. A avut perioadele lui în care ținea și norocul, și jmotru, și mobilizarea, și cum vorbea cu niște oameni până la urmă de nivelul lui. Astăzi nu mai ține discursul lui Victor Pițurcă. Nu mai face selecția cum trebuie, nu știe să-i mobilizeze, punctat. Punct și de la capăt, cum se scria pe vremuri în gazetele de sport. Asta este. În momentul acum, chiar dacă are contract, trimite-ți-l la mănăstire sau la pădure și să terminăm odată cu el. Deocamdată, eu zic că mai rămâne Neapiții. Cel puțin până la vară. După cum am fost informați,
nu se va schimba așa repede șeful Federației Române de Fotbal. Mircea Sandu va avea parte de un interimat destul de lung, cel puțin 6 luni, dacă nu chiar 12. Așa că nu vă așteptați la mari schimbări în perioada imediat următoare. Nici nu ne așteptăm. Următoare. Noi spunem cum ar fi normal. Bineînțeles că nu ne așteptăm. El are contract. N-a zis nimeni că schimbă cineva de mâine, din păcate. Știu, astea sunt chichițele administrative, birocrația fotbalului. Mă bucur că după plecarea lui Mitică Dragomir de la Ligă, avem deja un eșec remarcabil în spinare. Această necalificare. Să nu cumva să-și aloce Mitică vreun merit cu campionatul intern. Mi-era puțin frică de asta să spază zubă, ce v-am lăsat. Am plecat și uite, suntem pe cai mari. Păi așa să tot pleci, mă. Ați văzut ce au jucat ăștia din campionatul intern? 4-0, spunea Nea Mitică după meciul turc că le dăm grecilor. Vă reamintesc. Era uzat și oracolul de la Bălcești. Ați văzut că nu mai putea? Bine că s-a dus și el. Nu mai nimerea chiar niciun pronostic. 4-0, Nea Mitică, ți-amintești? Când ai zis după meciul turc că vom călca în picioare, cine sunt grecii ăștia? Au jucat perfect Grecia seară. Bravo lor! O echipă, într-adevăr, de aplaudat la sfârșitul meciului. Nu a fost influențată nici de presiune, nici de golul egalizator la care noi nu avem nicio contribuție, bă, nicio contribuție la golul de 1-1. N-a căzut echipa. Sigur, ai noștri au intensificat un pic ritmul după golul de 1-1, dar nicio problemă nu s-a pus. I-am și zis unuia seară, bă, după ce a marcat Mitroglu, trezește-mă când se face 4-1. Atunci mă interesa. Și dacă duceam meci în prelungiri, ce? Crezi că ne calificam? Deci până la dădeam 4 de la 0-1 ăla, nu era nicio emoție. Uite că a fost chiar mai simplu decât atât și n-au mai reușit ai noștri să marcheze și măcar golul de 2-1. Nici n-ar fi fost meritat și nici n-ar fi fost logic. Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Prin urmare, le spunem celor care ne-au contrazis sau ne întrebau, măi, și dacă totuși se califică, le mai spunem încă o dată că am avut dreptate. Poate de acum înainte ne veți da nouă crezare și nu celor care n-au curaj să spună lucrurilor pe nume, pe la posturile de televiziune dedicate sportului. România nu avea apărare, fundașii toți lenți, la mijlocul terenului nimic, nici măcar un mijlocaș de la care să croșeteze ceva la marginea careului adversarilor. În atac, iarăși zero, fundași de bandă laterală, cum ar fi zis Ilie Dumitrescu, iarăși nimic, unul nu știe să centreze. Fie centrează prea sus de nu ajunge nici Saramura sau grecilor să respingă, fie prea jos în picioarele adversarilor de la marginea careului. Cum să câștigi în condițiile astea? Cum să te califici tu la un turneu final? Așa că mai lăsați-ne altă dată și nu ne mai explicați nouă că exagerăm. Nu exagerăm deloc. Adevărul e că ne-am fi văzut mult prea mari și totul era o întâmplare. Grecia a demonstrat că venea dintr-o altă categorie decât adversarele noastre din grupă. Este a doua oară în două prezențe când România eșuează la baraj, dar spuneam de data asta fără drept de apel, adică nimeni nu poate să conteste. Chiar și Pițurca a recunoscut după fiecare meci că au fost mai buni. Adversarii ne-au bătut, erau mai echipă decât noi. Grecii care n-au entuziasmat și care spuneau ăștia din statistică la comentariul meciului, nu mai dăduseră 3 goluri într-un meci oficial de vreo 2 ani înainte să joace cu noi. Sigur că în fața unui adversar care are niște fotbaliști de valoare, ei nu prea pot să aibă replică. Dar Grecia nu este sortită să câștige vreun meci sau să facă vreun punct la turneul final. Da? Că fac un egal în 3 meciuri, să spună mulțumesc. N-au echipă, bineînțeles. La nivelul ăsta, ei așteaptă o catastrofă în Brazilia. Mai lipsesc încă vreo 2 dintre ăștia, fără Mitroglu, de exemplu, nu știu pe cine ar pune în atac, n-au la nivelul ăsta să joace la un campionat mondial. Chiar și Mitroglu, dacă dă peste o apărare ca lumea, Super complicat. Nu, el este genul de atacant care are nevoie de spațiu un pic, de prostia. Să nu uităm că el marchează 2 din 3 goluri cu România pe faze în care ai noștri nu ies bine la offside. De fapt, în Grecia ies relativ bine la offside, pentru că Mitrogul e offside la primul gol în Grecia, la golul de 1-0. Da? Iar la București
Musă greșește pasul la offside la golul lui. Deci două din trei le marchează așa. Goluri într-adevăr de vârf. Ăsta este rolul vârfului. Iar celălalt îl dă dintr-o semifoarfecă în mijlocul careului, după o bâlbâială îi vine mingea perfect acolo. Deci sunt goluri de vârf, de careu și atât. Da? În fața unei apărări, la un atac pozițional, cu unii care stau bine, bine, nu dă gol, în mod normal. Dar meritul lui, și încă o dată spun, excepțional a fost și vom ține minte multă vreme, pentru faptul că pentru Naționala României ăsta era acul de cojocul nostru. Deci dacă jucam de 10 ori, în 10 meciuri ne dădea. E clar că la ce apărare avem noi, el ne prindea odată pe meci. Asta e diferența. Păi ia imaginați-vă cam ce ar fi făcut Cristiano Ronaldo cu noi dacă ne prindea. Jucam cu Portugalia sau cu Ibrahimović. Asta că vă faceți o diferență sau o comparație între ce înseamnă o echipă. Cam câte ne dădea unul din noi? Ăia dau cu sacul la cât un meci de genul ăsta. Deci cu sacul. Cristiano Ronaldo l-a dat 4 în 2 meciuri Suediei. În României, atenție, altceva, 4 le-a dat în 2 meciuri lor. Nu, ne dădea cam 8, între 8 și 10, probabil, Ronaldo dacă ne prindea. Ibrahimović ne dădea și de la jumătatea terenului. Și despre ce discutăm, fraților? Ne-am prins pe Mitroglu, da, în coată, l-am prezentat cu o săptămână înainte de meci, numai despre asta vorbeam, că ne va face muci. L-a făcut, tată, l-a făcut în ambele meciuri, n-a putut să ne dea mai mult de 3. În două. Poate Ibrahimović ar fi plictisit la golul numărul 5. Că el mai are și toane de tipul ăsta, da, tipul partide. Îți dădea 4, cel puțin, pe meci. 4, da. Ronaldo nu s-ar fi plictisit, lui îi place. Dacă poate să-ți dea 10, îți dă 10, că el are de plătit polițe, de bătut recorduri. Și ar fi fost mult mai trist pentru noi. Așa că am scăpat ieftin. Și Neapiții, să știți, a scăpat ieftin. Bună observație a colegilor noștri pe pagina de Facebook a emisiunii. Neapiții, pierzând procesul cu Vica Blohina, are de dat 40% din tot ce încasează. Prima pentru o calificare la Mondialul din Brazilia și nu la Rio, cum au spus colegii noștri ieri toată ziua. Atenție, sunt 12 orașe în care se dispută Cupa Mondială, nu doar la Rio de Janeiro. Deci Brazilia e un pic mai mare decât Rio de Janeiro, să știți. Și nu e nici capitală. Mă rog, să nu mai... Hai să le lăsăm așa, că nu, au căzut fața. Nu mai contează. Acum, ok, hai că avem un telefon, să trăiți. Bună ziua, domnilor. Bună ziua. Cred că îi se dă prea multă importanță naționale. Băi, asta am spus și noi, da? Asta a dat importanță acum, că totuși era un moment de comentat. Cupele europene erau în pauză, campionatul în pauză, a fost momentul național. Acum o să uităm de ei. Până în septembrie, cum zicea și Andy mai devreme, la revedere, nu mai e nimic de făcut. Meciurile amicale chiar că nu vor interesa pe nimeni. Tot cu Pițurcă, tot cu ăștia, se întoarce Cociș, iar intră Lobon, se îmboardă. Chiar nu ne interesează meciurile amicale. Ce aș râde să nu vină iarăși Argentina? Avem un an la dispoziție să tragem mâța de coadă, da? Un an, de aici peste un an vorbim. Probabil în anul ăsta o să se joace celebru amical. Nu o să mai fie Figo și prietenii împotriva Zidane și prietenii. O să fie probabil câștigătoarea dintre cele două echipe împotriva lui Pițurcă și prietenii. Da, n-ar fi rău. Ar fi un amical cât de cât. E bune, pentru că echipa Pițurcă își face echipa pe prietenii, nu pe valori sau pe jucători care joacă la echipele de club sau, nu știu. Și presa ar merita Pițurcă și Naționala din partea presei să nu mai primească nicio atenție. La conferință de presă să nu-i mai caută, să nu mai aștepte pe la aeroport, pe la Mogoșoaia. Pentru că ei oricum sunt, nu știu, suntem mulți pentru Pițurcă. Chiar am citit azi în ziar că a fost în stadion un grup de suporteri care striga demisia. Nu a fost un grup, a fost un stadion întreg care striga demisia. Da, dar nu se făcea să scrie asta, că întreg stadionul la... Că tu te mai duci gratis pe la meciurile naționale, prin deplasări, tu ăla de la ziarul de sport. Nu poți să spui că tot stadionul a strigat demisia, că îți strici tu relația cu FRF-ul după aceea. Nu, asta a declarat Pițurcă. A, Pițurcă. Da. Dar sunt ziariști care
așteaptă și ei de ani de zile și probabil o să mai aștepte mulți ani de zile ca să poate să scrie un articol bun despre Națională. Da, sunt pregătite articolele, ei le-au pregătite de mult, dar n-au avut ocazia să le plaseze. Asta e, nu au. Sunt comentatori care vor să comenteze un meci bun făcut al Naționalei. O să mai aibă ani de zile de așteptat. Asta timp când se că la Națională avem de așteptat. Păi comentatorul de aseară, am vrut să văd meciul în liniște, să-l ascult și pe ăsta, că nu știam. Lăuda, să știți, Naționala prin minutul 87. Da, iată o intervenție foarte bună, o evoluție chiar bună astăzi a jucătorului, nu mai știu pe cine lăuda. Era ceva de lăudat în condițiile în care tu pierdeai meciul. Probabil se uita la Franța Ucraina și comenta România Grecia. Da, nu știu ce era de lăudat aseară. Eu chiar nu am văzut nimic de lăudat în afară faptului că s-a umplut stadionul și suporterii au fost alături de ei, dar altceva nu e nimic de lăudat în meciul de aseară. Dar în fine, acum fiecare comentator comentează cam după cum îl interesează și pe el, nu? Băi, unii sunt interesați, alții sunt lași, pur și simplu. Ăștia sunt comentatorii noștri de fotbal. Nu au curajul și nu au coloane vertebrale, nu au curaj să spună adevărul. Da, dumne, e un meci jalnic. Nu am văzut de ani de zile așa un meci de prost și așa selecție proastă făcută. Dar nu au tot curajul să spună chestia asta. Ce nu înțeleg mulți dintre ei este că mai devreme sau mai târziu chestia asta se întoarce împotriva ta. Dacă nu ai curaj sau faci totul numai pe șpagă, bun, îți va merge bine o vreme. Și mie mi s-a spus de foarte multe ori chestia asta. Mă, dar lăsați-o și voi mai moale, nu vă cunoașteți interesul, dar chiar așa. Da, pe moment, într-adevăr, nu ne cunoaștem interesul. Nu câștigăm atât de mulți bani cum câștigă alții, nu plecăm în deplasări cu echipele de club sau cu Naționala, dar s-ar putea ca la final noi să ieșim în câștig și ei nu. Bineînțeles, și la fel sunt jucătorii la Națională care, eu vă spun sincer, dacă eram în locul lor, îi spuneam, mea fiți, nu sunt demn de Națională, nu mă mai convoca. De ce să mă mint pe mine însuși? Mă mint când vin la Națională, că nu sunt în stare de Națională. Sunt jucători naționale care ar trebui să facă chestia asta. Da, am și spus, pentru noi este o victorie și nu o înfrângere. Pentru că, imaginați-vă, cum zicea Radu, că ajungeam la turneul final. Unde pierdeam cel puțin două din cele trei meciuri din grupă cu 6-0 sau 7-0. Cum ne-am fi simțit noi, ca români, stând în fața televizorului, în fața televizoarelor și văzând că ne bate, nu știu, luați ce echipă doriți, nu neapărat una de asta cu nume. Ne bătea Tunisia de Năzăpețea. Nu-i mai bine așa? Cel puțin nu o să ne mai simțim umiliți acolo. Bineînțeles că așa e, dar o altă problemă. Mircea Sandu i-a făcut contractul. Știa că expiră lui mandatul la federație. Nu o să mai candideze, că o să vină alt președinte. Domnule, cum poți să-i faci un asemenea contract cu clauzele ce are el în contract? Păi, mi-e teamă că și aici clauzele astea sunt cu... cum se zice prin piață, cu parandărăt, așa se zice pe românește, adică eu îți dau, dar ai grijă când încasezi să-mi trimiți și mie înapoi ceva. Asta e logic, dar la noi așa se fac contractele de obicei, nu numai în fotbal. Zică Popescu, care se presupune că o să vină la federație, nu poate să revizeze contractul lui Pițurcă. A, ba da, negocieze. Știți, păi da, trebuie să negociezi. Nu, asta se poate face, bineînțeles. Negociezi cu el, zici, bă, nu-ți dau 1.400.000. Vrei să te umilesc și să-ți suprim postul, vorba lui Caragiale, sau să te trag pe linie moartă? Ai mai bine să-ți dau 600.000 sau 500.000, ne despărțim fără scandal și de aici pleci la negociere. Și scapi un pic mai ieftin. S-a mai întâmplat chestiunea asta, deci nu e imposibil. Se poate negocia și cu Pițurcă. Așa ar fi logic, pentru că Mircea Sandu era stare să-i facă contract pe viață cu Pițurcă. Mircea Sandu nu o să facă asta, n-are niciun interes, că doar el l-a adus. Nu, bineînțeles. Dar asta e, oricum nu mi-am făcut speranțe că o să mergem în Brazilia, pentru că eram, nu știm, că nu avem șanse, mai ales după meciul ce l-am făcut în Grecia. Dar totuși mi-ar fi plăcut, ca și român, ca și suporte, mi-ar fi plăcut să văd România la mondiale, dar nu în situația de față. Deci, Cătălin îmi scrie,
ar mai exista o posibilitate, o metodă de a rezilia contractul. Să-l joace la barbut. Mă rog, Lazarul nu neapărat la barbut, la ce-o juca neapiții. La poker. Da, poate pierde contractul, cine știe. Niciodată, la jocurile astea nu le pierde. E, ați văzut că atunci când pui camere de supraveghere în toate colțurile camerei, mai pierde mai, și neapiții. Mai pierde, sigur. Mai pierde. Mai pierde, ați văzut că era cu glinda, cu pachetul de țigări. Hai, lăsați-l, că e o nulitate și acolo. Ce credeți că e un mare jucător? Odată la ce antrenor avem la naționale, care e un infractor, e cercetat penal, e, are dosare și noi... Da, toți sunt în fotbal. Bineînțeles, în fotbalul românesc, dacă nu au dosare, ar fi meritat să aibă. Adică aveau, exista premisa pentru a-i deschide oricui un dosar penal. Ce crezi că ăștia de la federație, îmbuibații ăștia, care l-au numit și care acum slujesc, nu meritau dosare penale, sigur, neapiți are. Are și acolo cu Gigi, a fost condamnat de altfel de justiție. Numai că a luat cu suspendare. Are acolo, trebuia să aibă cu cazinou că l-au prins aia, numai că era client bun și i-au dat două peste cap și l-au iertat. Nu o să facă pușcărie nici pentru chestiunea aia, deși merita. E implicat în atâtea chestiuni. Are chestia asta cu... fosta amantă cu copilul nerecunoscut, cu pensie, stă vai de capul lui, dar până la urmă ăsta este selecționezul echipei noastre. Mulțumim de intervenție, trebuie să luăm pauză. Ne-am întors așadar, să știți că s-au mai făcut și alții de râs aseară. Uite, islandezii de pildă nu s-au făcut de râs. Urmărind rezumatul, mi-am dat seama de ce sunt și islandezii peste noi. Au unul în echipă pe care îl cheamă chiar așa, nu râdeți, Skúlason. Noi nu avem nicio Skúlason în națională, după cum s-a văzut. Poate doar Maxim, dar nu prea i s-a permis să joace și atunci nu avem cum să ne dăm seama. Au pierdut, firește, în cele din urmă s-a calificat Croația. Dar au avut om în plus. Practic toată repriza a doua, Mandzukic a fost eliminat în finalul primei reprize, am sperat într-o minune, trebuie să recunosc. Da. Din păcate s-a făcut 2-0 repede repriza a doua și s-a năruit planul Islandei. Echipă bună totuși, a rezistat două meciuri și încă vreo 25 de minute, chiar mai bine de 25 de minute returul cu Croația. Au crescut islandezii, pentru ei nu e o înfrângere. Faptul că au ajuns la baraj, nici o țară nordică nu i-a depășit pe islandezi. Să notăm acest lucru, totuși în aceste preliminarii. Danemarca, Norvegia și Finlanda n-au ajuns nici măcar la baraj, iar Suedia a făcut cât au făcut și ei. A fost eliminată tot aici. Islanda, practic, a ajuns să fie perla Europei de Nord în aceste condiții. Vreți, spunem și Estonia, care e o țară nordică după ultimele evoluții politice, geopolitice. Nu mai este o țară baltică, este o țară din Europa de Nord, Estonia. Arată și ea, era în grupa noastră. Deci, care e problema cu islandezii? Sper să-i întâlnească neapiții în preliminariile viitoare, să ne cocoșească. În schimb, Roy Hodgson se poate declara mulțumit după înfrângerea în fața Germaniei și asta pentru că selecționerul Germaniei, fiind un gentleman, s-a gândit totuși să trimită rezervele, să nu-i calce chiar așa de rău în picioare. Probabil că i-a fost rușine de părul alb al lui Hodgson. Trimițând doar rezervele, au câștigat totuși. Mă întreb dacă ar fi fost titularii. Mai bine să-l întrebăm pe Georg Lorenz, colegul nostru din Germania. Bună ziua! Alo? Nu știu dacă ne mai aude Georg Lorenz. În București văd că s-a făcut întuneric, era cât pe ce să spun bună seara. S-au adunat iar norii. În fine, poate reușim să le facem legătura. Așadar a scăpat ieftin Anglia asta, am văzut că scriu și unele ziare englezești. Lasă, dragă Roy, că se putea și mai rău. Nu se aude? Acum te auzim, Gheorg. Noi l-am auzit o clipă. Da. O să refacem cu siguranță legătura, dar Hodgson, care, în fine, are pe undeva și scuza asta, Anglia a jucat două meciuri amicale cu echipe bune. N-a întâlnit Liechtenstein-ul și Malta. Apropo de asta, după 1-1 cu Italia, Germania a câștigat cu Anglia și ei sunt în fața a doua meciuri amicale de elită.
ziceam de Malta. Malta a jucat ieri pe insulele Feroe. Ordine, adică 3-2 Malta Feroe. Să fac ceva. Acum te auzim. Noi te auzim, te auzim. Tu nu ne auzi pe noi. Da. Da, da, aici nu, intră, dar în fine, e o problemă de fibră optică venită dinspre Londra, de la Mateș, probabil că așa era și fibra lui. Spuneam Malta Feroe 3-2. Ieri Malta a cunoscut 3-0, ăsta amical de lux. Și mai mult decât atât, poate că ați văzut pe site-uri, Gibraltarul a debutat ieri în meciurile internaționale, făcând 0-0 cu Slovacia. Incredibil acest prim rezultat. Bă, Slovacia. Slovacia, totuși, care a jucat la campionatul mondial și a bătut Italia. Reamintesc că a remizat cu Gibraltarul în prima dispută. Băi, neapiții, te așteaptă vremuri grele de tot. Cum ar fi la Gibraltar să fi ținut în șah? Nu știu din ce-i compusă naționala, probabil că sunt mulți exilați dintre ăștia. De-aia veniți cu Pluta de prin Somalia, de prin Maroc, de prin Sahara Occidentală, de prin Mauritania. Certații de pe acasă, de prin insulele Canare. Păi că ăștia formează echipa Gibraltarului. Și niște băuturi de englezi de bere care nu mai contenesc. Eu nu s-au mai întors acasă când au ajuns pe stânca Gibraltarului, mulțumiți de ce au găsit acolo. Așadar o adunătură, un fel de pușcărie de-asta exotică. Bună echipa dacă au făcut 0-0 cu țara lui Hamsik. Cred că n-am reușit, avem probleme astăzi cu legătura. La noi au fost și niște mici schimbări. Ne-am, cum se numește asta, upgradat rețeaua și de-aia, ne mai folosim Skype în ultimele 2-3 zile, s-ar putea să avem încă mici probleme. Dar nu-i bai, în orice caz am prevăzut și asta, Anglia va pierde cu Germania. A pierdut și cu Chile. Acum ne auzi, Gheorghe? Nu, nu ne aude. Doar noi îl auzim. A pierdut cu Chile, a pierdut cu Germania. Sigur că meciurile vin într-un moment în care nu poți să tragi concluzii. Preliminarile s-au terminat. Ăsta este punctul mort. Doar atât că exista această dată fixată de UEFA și erai obligat să joci, că dacă nu ți se ducea timpul, nu mai poți să planifici meciuri la nivelul echipelor naționale decât în datele fixate de UEFA. Altfel n-ar fi jucat multe națiuni acum. Ce sens are? Tu tocmai te-ai calificat să joci într-un meci. Următoarea fereastră va fi prin martie, înțeleg. E, alea mai da. Deja ești în 2014, mai sunt câteva luni, 3 luni practic pline și începe campionatul mondial. Poți să mai găsești o utilitate a celor meciuri. Dar acum la ce se folosea? Astea sunt doar așa ca să mai șubrezească un pic situația selecționezului. Alu Hodorogson este evident, Anglia va regreta la cum stau lucrurile în momentul de față și la ce perspective există, va regreta prin toți porii că s-a calificat la acest mondial. Da? Brazilia n-are nicio șansă să bată pe nimeni jucând în ritmul ăsta, dar cine știe, poți să întâmpini o surpriză până la urmă și să-ți marcheze un bețivan de ăsta cu capul la o lovitură liberă laterală în primul meci cu Algeria. Poți să faci chestiunea asta. Da, nu vei ajunge prea departe. Gata, spun, va fi cimitirul naționalelor europene acest campionat mondial. Să încercăm, mai facem o încercare. Bună ziua, Gheorghe, ne auzi? Nu, nu ne aude. S-ar putea să nu fie, să nu fim noi de vină. Cine știe ce s-a întâmplat, de nu reușim să ne auzim. Adică noi îl auzim pe Gheorghe, nu ne aude. Așadar, aseară s-au calificat Portugalia, până la urmă n-a avut ce face Ibrahimović, Franța, s-a dus și Ucraina, căde. Dacă nu ești tu, măcar un fotbalist acolo, mai acătării, pe vremuri l-aveau pe Andrei Șefcenco. Acum nu mai e Șefcenco. Încă o veste, a zice eu, proastă, să nu uităm, o știre. Adrian Mutu, proastă pentru ploieșteni, Adrian Mutu ar putea ajunge din această iarnă la Petrolul. Asta e o veste proastă pentru că domnul Contra până acum s-a ținut de treabă. Chiar și-a făcut foarte bine treaba. Dacă se întâlnesc chiar ăștia doi, sau cine știe, poate Contra s-a mai maturizat. Sau Cosmin Cosma, cum îi spunea, nu mai știu cine i-a spus. Neimi. Neimi, da. Cosmin Cosma. Dacă se întâlnesc chiar și se apucă de chefuri și o vizitează din nou pe Muma Pădurii Laura Andreșan, nu e bună. Dar chiar și așa, chiar dacă nu-i va mai permite Contra, își va permite Mutu să strice vestiarul. După
părerea mea, ăsta nu-i de adus în momentul de față la nicio echipă. Mutu. Da, nu, dar nu-i cazul. Dar pentru că tocmai am citit acum că își duce mandatul până la capăt. Sigur că nu mai e cazul să vorbim de Mutu. Mutu nu mai, dacă nu l-ai luat acum, n-ai jucat la baraj cu el, când să te mai folosești? Începe o nouă campanie. Plus că Mutu, ți-am spus, e out la echipa de club. Nu mai prinde nici măcar lotul la Ajaccio. O să vedem acum, s-a schimbat antrenorul, vineri seara avem Ajaccio, OM, habar n-am ce lot vă folosi, au câțiva absenți, Braconi ăsta care a preluat echipa măcar până la pauza de iarnă, dacă va obține niște rezultate, au făcut cu el un 1-1 la Toulouse etapa trecută. N-au jucat absolut nimic. Da, acum nu ne mai auzim noi, sau nu te mai aud, nu te mai aud pe tine. Bun, să luăm o scurtă pauză și vedem, poate reușim să refacem legătura după. Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Bun, să încercăm acum. Mai devreme nu ne auzea, noi îl auzeam pe Gheorghe. Acum ne auzi? Nu. Alo? Alo? Da. Alo? Ne auzi? Alo, eu vă aud. Da, perfect. Mai devreme noi te auzeam, să știi, nu ne auzeai tu. Hai să vedem că nu e foarte clar. Da, parcă că totuși ne-a sunat din gară de la un telefon de la cufise. Am apucat să ne spunem bună ziua și atât. Bună ziua, acum mă auziți? Da, te auzim, tu ne auzi? Da, eu mă aud foarte, eu v-am auzit tot timpul. Da, hai, nu știu, nu ne auzeam aici în studio, înseamnă. Tocmai spuneam că Roy Hodgson a scăpat bazma curată aseară în amicalul cu Germania, pentru că selecționerul Germania a trimis rezervele, așa e? N-a spune chiar așa, chiar așa n-a spune că a trimis rezervele, pentru că, cum spuneam și în alte dăți, echipa națională are un lot destul de larg, de vreo 25 până la 30 de jucători, și s-a mai întâmplat ca din cauza unor accidentări, și acum am avut o serie întreagă de oameni care au lipsit, începând de la Schweinsteiger, continuând cu Khedira, Podolski, Gündogan și așa mai departe, și este greu la nemți să vorbești de, practic, de o echipă a doua sau știu o rezervă și așa mai departe. Deși trebuie spus că m-am amuzat teribil astăzi citind despre comentariile pe care le-au făcut în presa engleză diferite persoane și poate cel mai interesant mi s-a părut faptul că în publicația The Independent spunea unul acolo că nemții s-au simțit foarte bine și în costumul de rezervă. Adică n-a vrut să spună echipa de rezervă, a zis costumul de rezervă. În sfârșit, trebuie spus că echipa Germaniei a folosit, poate a avut ultimul prilej să folosească acei jucători care există cu anumite semne de întrebare, pentru că Joachim Löw poate lua în Brazilia cel mult 23 de jucători, poate să mai țină 2-3 oameni acasă în pregătire, însă în principiu el trebuie să se decidă și să dea jucătorilor, băieților o perspectivă foarte clară. Sub acest aspect, de exemplu, au jucat ieri pe poziții diferite un Draxler de la Schalke sau Sven Bender de la Dortmund sau acest Kruse de la Mönchengladbach, care au căutat să dovedească, însă după părerea mea ei sunt doar candidați, probabil cu echipa Germaniei nu vor merge în Brazilia, pentru că se contează, sigur, pe refacerea lui Schweinsteiger și a celorlalți care la această oră sunt accidentați. Chiar și un Podolski, în momentul în care există o concurență atât de teribilă la mijlocul terenului, este cu un semn de întrebare. Ceea ce am văzut aseară, însă, a fost o anumită confirmare a calităților unor jucători, de pildă o apărare centrală formată din Boateng și Mertesacker, practic nu are la ora actuală concurență, sau jucători ca și Kroos sau Götze la mijlocul terenului sunt și ei practic titulari siguri. Întrebarea este însă ce se va întâmpla până la plecarea în Brazilia, pentru că campionatul este foarte lung, abia suntem la etapa a 13-a, se pot produce foarte multe accidentări și din păcate chiar această campanie, cele două meciuri internaționale sunt vineri cu Italia și ieri cu Anglia, au confirmat
această posibilitate. Să ne amintim, în meciul de la Milano s-a accidentat Khedira, 6 luni nu va fi disponibil, prezența lui națională a Germaniei stă sub un mare semn de întrebare. Aseară s-au accidentat alți 2 jucători, este vorba de Mats Hummels, care va fi indisponibil până la sfârșitul turului, și Schmelzer, care va lipsi cel puțin 3 săptămâni. Și aici vreau să fac o legătură între modul în care s-a prezentat echipa Germaniei și cea Angliei. Englezii practic nu au prezentat aproape nimic nou. Este exact ceea ce știam noi mai de mult, că această puzderie de jucători străini care există practic în toate echipele engleze și din păcate în mod deosebit în cele de frunte, au tăiat calea afirmării multor jucători tineri. Și dacă te uiți la această echipă engleză de aseară, au evoluat 16 jucători, aproape că nu găsești nici unul care să spui, da, ăsta este omul care să tragă echipa națională după el, acesta este un lider, el este cel care dă semnalul. Puține jucători care s-au impus au fost un Ashley Cole sau un Gerrard și așa mai departe, care de fapt sunt aproape de apogeul carierei lor decât de o afirmare. Rooney, nici el n-a făcut aproape nimic, deși încă este relativ tânăr pentru a fi un jucător de frunte. În aceste condiții a surprins de pildă evoluția lui Joe Hart, portarul care este rezervă la Manchester City și care trebuie spus că a scos cel puțin 3 goluri ca și făcute. Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat pe Wembley dacă aceste 3 situații ar fi intrat și ele în poartă. Englezii au avut o singură ocazie de gol, acest Townsend a reușit la jumătatea revizei a doua să trimită mingea în bară și cu asta a fost de fapt tot ce am consemnat de la echipa Angliei. Este dureros că o echipă atât de bine cotată cândva pe plan internațional, nu e așa, țara care a dat naștere acestui joc care ne pasionează și ne face pe toți atât de fericiți când ne face, să ajungă la această situație la ora actuală. Și remarca Guardian, ar trebui de pe acum să stabilim ștacheta la un nivel pe care îl putem atinge, să nu ne facem iluzii. Echipa Angliei, așa cum arată la ora actuală, nu are în Brazilia nicio șansă. Bun, o să vă curățați și voi în Brazilia, fără nicio problemă. Eu altceva vreau să te întreb. Care voi? Eu? Nemții. Voi nemții. În Brazilia vă așteaptă și pe voi prăpădul. O să trăiți și voi o berezina a fotbalului. Stați numai liniștiți. Dar vreau să te întreb altceva, dacă mă auzi. Crezi că o să-l scoată pe Khedira de la Țibildele Panini? Ce se facă cu Khedira? Îl vor scoate cei de la Țibildele Panini, adică îl vom mai găsi vara viitoare pe Khedira, prin plicuri, pe la chioșcurile de ziare, sau nu mai e cazul să ne formalizăm cu el? Dacă tot stă 6 luni și nu mai prinde mondialul. Da, însă aceste 6 luni sunt până la revenirea pe terenul de joc. În mod teoretic, la jumătatea lui mai cel târziu, sau poate chiar mai repede, el ar trebui să fie deja pe teren. Problema lui este nu atât refacerea, pentru că toate părerile sunt că operația a reușit foarte bine, a început perioada de convalescență, curând va începe refacerea prin mișcare. Problema se pune că campionatul german se încheie cu toate barajele și așa mai departe la jumătatea lui mai. La fel este și în Spania. Se pune întrebarea când va reuși Khedira cât de cât să realizeze practică de joc, pentru că chiar dacă e sănătos, dacă n-ai jucat cu echipa, n-ai meciuri în picioare, este foarte greu să prinzi această națională. Sub acest aspect pune un mare semn de întrebare în dreptul numelui lui Khedira. Dar așa, să mai spun și altceva. Apropo, au existat foarte multe discuții înainte de acest meci, că de ce figurează atâția jucători de la Borussia Dortmund în echipa națională și cei de la Bayern sunt mai puțin la număr. Neuer și Kulam au fost trimiși chiar acasă să se refacă, în condițiile în care sâmbătă vom avea marele derby dintre Borussia Dortmund și Bayern München. Trebuie spus că critica este doar pe jumătate îndreptățită, pentru că și aseară au jucat Boateng, Kroos, Götze de la Bayern München. Practic Dortmund a avut doar un singur om în plus și acesta a fost portarul Weidenfeller, care la 33 de ani și-a făcut debutul în echipa națională. Un debut neobișnuit, chiar fără seamă în fotbalul german, dar așa stau lucrurile. E bine, nenorocirea este că aseară s-au accidentat Hummels și cu Schmelzer, ceea ce înseamnă că la ora actuală
Quartetul defensiv al lui Bayern, al lui Borussia Dortmund. Este vorba de Piszczek, Subotić, Hummel și Schmelzer, este accidentat în întregime. Niciunul dintre cei patru nu va putea intra pe teren în meciul de sâmbătă seara, antrenorul Jürgen Klopp fiind obligat să găsească soluții de ultim moment. Nu știu nici exact cu cine va juca. Singurul valid este Socrates. Probabil că va improviza sau va aduce jucători de la echipa U23. Și această situație a intensificat discuțiile în presa germană. Watzke, șeful operativ al lui Borussia Dortmund, este supărat foc. Mai puțin s-a auzit din partea antrenorului, însă este cert că în condițiile date acest derby va fi oarecum depreciat. Și dacă așa stau lucrurile, Dortmund practic nu are apărare, ar putea să fie un meci la discreția lui Bayern München. Și nu numai atât, dar săptămâna viitoare Borussia Dortmund susține acel meci deosebit de important, dar spune că este un meci final chiar cu Napoli în Champions League. Și Napoli este într-adevăr o echipă care lor actuală dispune de o linie de atac foarte bună și s-ar putea să pună mari probleme apărării improvizate și încropite pe care Borussia Dortmund o poate alinia la această oră. Să mai zic o singură frază despre meciul de la Londra. Sigur că nemții sunt de regulă favoriți în meciurile acestea pe care le joacă cu echipa Angliei. Anglia și-a găsit nașul în ultimii ani în echipa Germaniei și nemții au folosit de plin această situație. Nu știu dacă au avut acolo un impresar specialist în probleme public relations, însă au făcut ceva deosebit după părerea mea. N-am mai auzit o asemenea situație. Luni seara, la ultimul antrenament pe care l-a făcut pe Wembley, pentru că în ziua anterioară parcurseseră distanța de la hotel și până la stadion în mai bine de o oră și jumătate, e bine, au folosit metroul. Echipa națională a Germaniei, 35 de oameni într-un metrou pe drum de la hotel până la stadion. Sigur că au fost prezente camerele de luat vederi, au apărut reportaje la televiziunea din Anglia și din Germania, iar în metrou jucătorii nemți au dat autografe cu nemiluita, făcându-și, dacă se poate spune așa, o foarte bună propagandă, o propagandă pozitivă, care a și fost apreciat în presa germană. Sigur că Joachim Löw aude și el critici, cel este situația lui Pițurcă, sigur mult mai favorabilă, dar totuși criticile nu l-au ocolit, în special pentru această situație cu accidentările. Mulți spun că aceste meciuri amicale poate nici nu ar fi fost atât de necesare, însă Löw a contrat spunând că în afara acestor meciuri mai are un singur joc în martie, la 5 martie cu Chile, după care va trebui să stabilească echipa care se va deplasa la turneul final. Și cam atât, că nu mai avem timp. Mulțumim, Gheorghe, am intrat ceva mai târziu pentru că am avut mici probleme, bine că s-au rezolvat. În încheiere aș vrea să le transmit responsabililor fotbalului românesc mesajul scris de colegul nostru Alexandru Hâncu de la Kamikaze astăzi, apropo de chemările astea și de apelul la cel de-al 12-lea jucător. Până la al 12-lea jucător noi avem probleme cu primii 11. Lasă că până la urmă îi găsim. Mulțumim, să aveți o zi bună. Am mai e cu hnătău, iau șangă și unii iau șana, nu-i întâlnă.